Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Becali ar fi vrut o victorie lejeră la Târgu Jiu în virtutea prieteniei cu Sorin Cârțu, însă tehnicianul oltean nu a fost de acord. A turnat la perfecție autobaza, iar Steaua a tras un singur șut pe poartă în 90 de minute. N-am lăsat niciodată pe nimeni, chiar dacă suntem prieteni cu care suntem prieteni. Becali nu e însă ranchiunos și nu s-a supărat pe prietenul Cârțu, care i-a pus piedică în cursa pentru titlu. Nu mai e băgat autobaza. Sunteți mulțumit de jocul echipei dumneavoastră. Mă gândeam că e fratele meu și văd că mi-a făcut zile negre acum de Paște. Prieteni buni în afara terenului, Cârțu și Stoichiță s-au gratulat reciproc după remiza, care nu-i ajută însă pe niciunul. Panduri e o mare șansă că a venit Cârțu antrenor aici. Este un tip care creează emulație și un tip care își mobilizează echipa extraordinar. Un băiat care știe ce are de făcut. Antrenor foarte bun. Ei, mulțumesc, e prietenul meu, ce vrei să... Atât ai trebuit să vorbească o oră de mine. Și eu am încredere în el că este campion. Da? Vă puteți ajuta unul pe altul. Ne-am ajutat astăzi, e extraordinar unul pe altul ne-am ajutat. Ne-am pus niște piedici